Adi 4-1 cu Industria Sârmei, Câmpia Turzii în Cupa României. A fost ultimul meci înainte de startul sezonului. Cum arată concluziile tale? Ce pot să zic? A fost o victorie lejeră din punctul meu de vedere. Cred că am forțat doar atât cât a trebuit astăzi. Cred că posibilitățile, respectiv potențialul nostru, sunt mult mai mari. Aștept cu încredere prima etapă, mai avem o săptămână, mai sunt ceva lucruri de pus la punct și eu sper să începem așa cum ne dorim, adică cu o victorie în prima etapă. În prima repriză, practic, adversarii nici nu prea au văzut balonul. A fost un joc cu multe pase, o posesie prelungită a echipei tale. Adversarii, nu prea-mi place să vorbesc despre ei, s-au rezumat la un joc strict defensiv cu tentative de a ieși pe contraatac. Probabil la astfel de jocuri vom avea și în campionat. Cu siguranță vor fi echipe care se vor închide, vor apăra pe 3-4 linii și atunci va trebui să reușim să îi deschidem și să punctăm. Ești mulțumit de noile achiziții? Făgărășanu a avut o evoluție bună, Boldă o evoluție bună, Fabian a avut o evoluție bună, au și marcat. Sunt jucători pe care i-am cunoscut. Sunt jucători în care am încredere și sunt convins că nu ne vor dezamăgi. Cu ce gânduri pleci la un nou drum? Plec cu un singur gând și anume să încercăm să câștigăm fiecare joc. Despre faptul că Unirea Alba Iulia revine în fotbalul profesionist, ce îmi spui? Pot să zic că mă bucură ideea. Mi era dor de Unirea în eșaloanele superioare. Este un pas înainte. Depinde pe viitor cum reușesc să-și continue ascensiunea. De care dintre celelalte echipe din Liga 3 ale județului Alba ți este cel mai teamă în acest moment? După ce le-ai văzut? Adică ți-ar pune... Nu mi-e teamă de nimeni, aștept să jucăm cu oricare dintre ele, n-avem o problemă. Mulțumesc mult! Mulțumesc.